Pufi vă urează bine ați venit și vă invită să ascultați un colaj de la repetiții pe care eu le-am făcut de curând cu noua mea, clapă pe A60 Core. Mulțumesc și vă doresc vizionare plăcută! Aceasta este noua mea achiziție, un cork pe A60. Eu zic că este o clapă destul de bună. Are o droaie de stiluri, o droaie de butoane, multe instrumente, în fine. Deci este o clapă destul de dezvoltată. Ia să vă pun niște demo-uri. Cam așa arată demo-urile de la ea. Are și un dischetor aici în partea de jos. Nu știu cât de bine o să se vadă. O să încerc să încarc și câteva dischetă. O dischetă, program de nuntă. Băgăm frumos aici un dischetor. Este prevăzută și cu hard, are și hard în interiorul ei. Cam aceasta așa arată. Pitch bandul în toate variantele. Un display chiar aș spune extra large. Sunet. Un sunet deosebit, cel puțin mie îmi place la nebunie cum se aude. 5 octave, deci e clasică. Are în spate intrări pentru toate variantele și pentru intrări, deci linie în ea și pentru ieșire de stație și pentru pedală, de altfel. Pedala o pentru aici. Aceasta este pedala, stativ. E, așa. Și să vă fac câteva mici demonstrații. Uitați, să încărcăm. Are și butonul de split, uitați, butonul de split care mi-a leat unde sau pe ce, până la ce notă să mă duc. De exemplu, luăm un sol din octava a doua. Vedeți, a făcut G3. Și acum, luăm până aici. De aici începe, deci la a doua octavă de la sol. Aici am tonalitățile. Și de aici începe instrumentele, cum ar fi. Să încărcăm din dischetă, să vă arăt câteva ritmuri. Dăm pe dischetă și dăm drumul. Uitați acum se încarcă. Și să vă fac câteva mici demonstrații. Timpanat, o altă horă, un brâu, o grișă, acum am o manea șmecheră. Sârbă, ceva ierno, o altă sârbă, cred. În fine, deci o fărță. Oprim, dăm
desktop. Încărcăm și după hard, user world 1.1.2.3. Și uitați, o altă sârbă. Deci, în fine, destul de șomanea de sistem. Da? Nu vă mai zic. Are multe. Uitați și ceva de ascultat. Multe alte chestii. Cam aceasta este Orga. V-aș ruga, dacă se poate în continuare, să mi ascultați demo-urile pe care eu le-am realizat, așa cât v-am putut și eu. Sper să vă plac. Vă rog, urmăriți în continuare.
dacă da, să mă urmăriți în continuare pe Facebook-ul și pe Instagram-ul meu. Cu aceasta vă spun la revedere și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. La revedere!